Bine ați venit la un nou episod cu o mașină modificată de off-road de această dată. Românească în proporție de 14%. Aro, pe numele dânsei, în seria 4, episodul 1 din 2021. Un an foarte interesant se anunță. O să vi-l prezint pe Cristi Vetu, mulți dintre voi îl cunoașteți, și o să povestim despre Aro și despre modificările lui. Cu ce piese, cu ce motor și cu ce, tot într-un episod lung, sper, cred, I hope. Nu e lung? Moderat. Aventura în off-road a început cu foarte mulți ani în urmă. Poate sunt legat de automobilism și mașini de teren de 20 de ani. Dar în perioada recentă fiind în urmă cu 10 ani, am cunoscut câțiva oameni. Gabriel Rege la Vâlcea, Răzvan Căpățână din București, în jurul cărora sau alături de care am format un club, clubul XTM Râmnicu Vâlcea. În garajul clubului am reușit să facem atât mașina asta, cât și alte proiecte la momentul respectiv, de fan. De altfel, la momentul respectiv aveam una, chiar două Toyota Land Cruiser 80, pe care le exploatam în felul ăsta, în pădure, destul de agresiv, și mi-am dat seama că îmi trebuie altceva. Bineînțeles că acest altceva nu mi-am dorit să fie o mașină obișnuită. N-am vrut să fie un buggy lipsit de personalitate, care să nu spună nimic nimănui. Și cumva mânat de dorința de a avea o mașină diferită, am ales Aro. Așa a fost la momentul respectiv alegerea asta. De aici s-a dezvoltat un proiect. Un proiect care a avut suișuri și coborâșuri, bineînțeles că multe eșecuri la început, dar acum are forma pe care o vedeți. Episod de prezentare mașină modificată de off-road de data asta, că suntem în iarnă și așa la noi se schimbă treaba. Iarna suntem cu mașini de teren, vara cu mașini modificate de asfalt. L-avem aici pe Cristi, a.k.a. Cristi Vetu. Te salut, frate! Te salut, Dani! Îți mulțumesc că ți-ai făcut timp în weekend să ne preziți mașina. O mașină care nu este înmatriculată și atunci suntem pe aici, pe câmpurile din apropiere, că să nu facem alte belele. Să vorbim despre un Aro, despre care eu pe internet am o părere foarte proastă și mi-o mențin în continuare. Dar îmi place mult designul, nu am ce să comentez.
M-am uitat și pe net de dimineață, m-am enervat că au cumpărat niște americani, acțiunile le-au ales praful firariei de americani care ne salvează de fiecare dată. Am învățat un lucru nou pe Wikipedia, că Aro vine de la Automobile România. Habar n-aveam, ești nebun, în 38, nici nu m-a interesat, adevărul ăsta e. Dar am văzut Aro-ul Vetu, nu mai știu cum, dintr-o întâmplare, pe un grup de WhatsApp, că noi suntem cu 100 de-astea, mașini de-astea care nu se strică niciodată, Land Cruiser, adică. Off-road, adevărat. Da, așa, și am văzut Aro și am zis, băi, trebuie să filmăm cu mașina asta, că e tare rău de tot. Și eu vorbesc mult, dar am zis că dau drumul la tot ce am de zis acum la început și pe aia tacă și Vetu vorbește mult rău de tot, dar vorbește bine și frumos și elegant și să ne povestească el despre modificarea mașinii, pentru că mai e de Aro o mică parte. O foarte. Aș putea spune că doar emblema mai e de Aro. Da, mă, că și aripile și mai sunt, așa, da, forma sunt, aduce. Sunt multe elemente. Aduce, dar sunt, da, părțile mecanice sau cel puțin părțile importante care fac mașina asta să se deplaseze, nu mai fac parte din... Da, nu vreau să fiu judecat de entuziaștii mărții. Doamne, oricum ne judecă lumea. Am fost judecat pe grupurile de Aro pe care de altfel am fost activ o perioadă. Eram judecat pentru că am tăiat o mașină bună. Okay. De altfel, o mașină bună la momentul respectiv, o mașină care a fost, îi spunea grănicerul, pentru că fusese în slujba armatei. Okay. Și, într-adevăr, o caroserie sănătoasă, care o regăseai doar pe modelele din anii 70-80, un fier bun, de calitate, un șasiu întărit, ranforsat, cum se spune. Și asta a făcut cumva să o aleg pentru proiectul meu la momentul respectiv. De altfel, un Aro de fabrică standard, cred că nu ar fi rezistat tuturor abuzurilor care le-a luat de-a lungul timpului această mașină. Okay. Deci, faptul că este de proveniență de armată și are un șasiu ranforsat a făcut-o fezabil, da, și mult mai rezistent a făcut în timp. Proiectul să fie fezabil în timp și mai rezistent. Despre mașina asta sau despre proiectul ăsta, aș vrea să spun că nu e vorba despre entuziasm legat de Aro sau o pasiune pentru marca, brandul și istoria Aro, ci este mai mult o cutiuță cu amintiri pentru mine. Okay. Amintiri despre niște oameni pe care i-am cunoscut la un moment dat, despre un club de off-road, X3M, Râmnicu Vâlcea, și garajul de acolo, în garajul clubului a luat naștere acest proiect. Alături de oamenii aceia am participat în campionatul național de off-road, am cunoscut clipe absolut minunate și mai mult decât proiectul în sine, este povestea lui și oamenii care au făcut parte din această poveste. Uite aici patină, nu? Da. S-a frecat de la husă și s-a luat rușu. Bun, hai să începem cu partea frontală și să-mi spui ce modificări ai făcut. Tehnic vorbind, vorbim de un Aro model 243, okay, deci acel cu varianta cu două locuri în față și caroserie pentru cu banchete, cu banchete stânga, alea, dreapta, da. Sau de marfă, îi mai spuneau, okay, deci cu două uși și utilitar mă, era utilitar în acte, oare? Ne uităm, să știi că mai am actele acasă, am talon, carte, tot ce trebuie acestei mașini. Este matriculată de altfel. Sau a fost, probabil, nu știu, am numere, deci suntem legali. Nu se pune problemă. Da, căruia i-am tăiat partea din spate, transformând o benă și acum și partea frontală a suferit. Văd că ți-ai pus proiectoare în loc de faruri, că toată lumea a întrebat, ce a folosit? Vă spun eu, sunt niște proiectoare. Sunt proiectoare. Copie după ARB, se numesc LED, generic. Da. Și omul le-a folosit în loc de faruri. Masca văd că e a mașinii. Masca e a mașinii, da, dar fibră. Este o generație mai nouă. Ok. Mai nou, deci practic la partea frontală a caroseriei nu este nimic modificat. Ai capotă de fibră? Aici aș putea să... Păi risit, să știi de cost Ford. Asta vreau să spun, să știi că este un element foarte interesant, capota. Da. Cea originală avea minim 30 de kilograme. Ok. Iar asta are undeva la, nu știu, 10 kg? Hai să o lăsăm ridicată. 10 kg. Dacă tot am putut. Așa că poate vorbim și despre ce se află sub capotă. Sub capotă este... Cred că asta e tot din mașină până la urmă. Okay. Sau partea cea mai interesantă. Stai, mă, avem și punți, mai avem de vorbit. Da. Ține mult episodul ăsta, să vă calmați, că e doar la lung, cum vă place vouă. Așa, zi. Motorul ăsta este un motor foarte interesant. În primul rând trebuie să subliniez că este de proveniență de uzină, de Aro. S-a montat... Pe mașină. Pe mașină. Da, am citit. S-au montat pe Aro...
Tot. BMW, Daihatsu, Ford, Toyota. L-au vândut. Da, în sfârșit, da, nu mai contează. Nu are importanță. Nu mai contează. La un moment dat, pe Aro 244, modelul de pasager, ca să spun așa, s-a produs o serie de câteva exemplare, nu știu câte. Eu am din întâmplare am găsit unul întreg. Cu motorul ăsta. Este vorba de un motor Ford din anii 90, sfârșit de anii 90, început de anii, sfârșit de anii 80, început de anii 90. Motor Ford de capacitate 2,9 litri cu 12 valve, de aproximativ 150 de cai putere și... Ăsta era șurubul unde la vas? Da, mă. Uite-l. Gata. Hai că-l punem după. Hai că nu reparăm. De aproximativ 150 de cai putere și, nu știu, 200 de Nm, ceva. Ceva pe acolo, da. Foarte modest, da, din punct de vedere. În schimb, este un motor care în timp și-a dovedit fiabilitatea și al cărui sunet este extrem de plăcut și care pe caroseria asta și în configurația asta mie îmi place foarte mult. Așa cum trage, cum se simte, cum se simte în teren, cuplu, putere, faptul că se turează destul de bine, nu știu. Tu ai avut 80 pe benzină. Îmi murdăresc, azi mă fac. Între altele am avut și un 80 pe benzină, 4, 5, 6 în linie. Da, oamenii trebuie să înțeleagă că nu ești entuziasmat de o mașină așa, by default. Ai mai avut, ai mai experimentat, ai dat și atunci, na, e o părere pertinentă, ca să spun așa. Bine, secretul este că înainte de motorul ăsta a fost un 2.5 diesel de Peugeot pe mașina asta, înțeles, care acum, după două ieșiri în pădure a ajuns direct la tomberon. Am înțeles. Bun, ăsta e motorul, este de fabrică, nu are mari modificări, un regulator de presiune de benzină, văd. Da, atât. Este singura modificare. Presiunea în rampa de benzină este ușor crescută față de fabrică. În rest, totul este stock. Filtrul de aer, admisie, evacuare pe dimensiuni originale, aprindere. Deci totul este zim de rotine. Rotine. Și de punte față. E, și rotine, de amortizoare. Cred că înainte de rotine ar trebui să spunem că rotinele astea, ca să pot să le pun, e o dimensiune de 35 de inci, cum acceptată. Cum, zici, 11, cum știe lumea? Cum știe lumea, 35, 11, 15, 15 pe jante întoarse, modificate, să țină bine în teren la presiuni scăzute în anvelopă, la un 0.5-0.8 bari. Dejanteze, da. Da, să nu dejanteze. Dimineața a fost o aventură la vulcanizare. I-am făcut weekendul omului acolo. Da, se mai întâmplă și zile de ghinioniste, ca să zic așa, la muncă, știi, când mai vine proiectul, câte unul de ăsta, dar ai viață, ce să faci? Proiectul în forma lui inițială, atunci când a plecat pe roți, am avut ambiția să merg pe punți românești, punți rigide românești. A fost ambiția mea. Prostească, ai avut o ambiție. Așa zic. Zi mai departe. A fost ambiția ta? Zi mai departe. A fost ambiția mea, da. A fost ambiția mea să merg pe... Erau disponibile, le aveam, erau prezente în sfârșit. Ce interesant în poziții românești este că au, printre multele configurații de rapoarte, au un raport 7:36, 5,14. Okay. Se vorbește că e unul dintre rapoartele ideale pentru teren accidentat, atunci când faci off-road serios. Și cu 35 mă gândesc. La momentul respectiv mergeam cu 33. Okay. Din ce considerent? Punțile românești, dacă reușisem printr-un artificiu să rezolv componenta de diferențial, okay, punând în diferențial un autoblocant de origine militară, okay, așa zisele autoblocante de moreni, okay, și pe care nu am reușit să le stric niciodată, okay, niciodată. În schimb, planetarele, atât pe față cât și pe spate, eram abonat la toate dezmembrările din, din România. Aveam planetare pe stoc undeva la 20. Dacă nu se rupea axul exterior, se rupea în interior, tot. Interior. Deci tot timpul cineva, o planetară ceda. Da, okay, da. E adevărat că eu mergeam aproape blocat tot timpul, că erau niște auto deblocante cumva. Da, când virai. Când viram, se deblocau ele. Dacă se deblocau, dar nu prea. Dacă nu, se mai deblocau. Aia era. În rest, și cumva a reușit să-mi strice multe weekenduri sistemul ăsta folosit atunci, până când... Ai renunțat la ambiția? Decizia a fost într-un concurs la Piatra Neamț, când... Da, foarte... Băi, eu știu. Bă, așa a fost, să știi că așa a fost. Dar e normal, adică... De ce? Eu am pe locul 2.
Terminam, mai aveam 20 de kilometri. Eram pe locul 2, după ce trecusem, fusesem singurul care trecusem printr-o baie de nămol. Nu din dorința mea, din dorința nevastă mea, care a zis, s-a uitat așa pe ușă și a zis: eu nu mă dau jos să pun trole. Ori ieșim de aici, ori te duci, gogule, nu știu. E... Și erau vreo, nu știu, 20-30 de metri de băgat în noroi și ieșit. Am ucis-o acolo. Și am ieșit. Eu și cu o mașină cu roți pe 44 sau ceva de genul ăsta. N-a fost ok, că îți dai seama, acolo cred că ceva s-a întâmplat, pentru că 10 km, nu știu, câteva zeci de poziții mai târziu, planetara spate ceda și am ieșit râște acolo din pădure, abia am scos-o la... și am pierdut și ziua de concurs și... Na, și tot. Șansa la podium. Momentul în care am decis că mașina va primi... Punți de patrol. Da, că sunt cele mai, zice lumea. Da, și ajutat de faimosul Larry de la atelierele Xtrem, la momentul respectiv am înțeles că acum are propriul său garaj și e un constructor de succes. E un constructor de succes, da. Dar ăsta a fost unul dintre primele lui proiecte. Deci Larry de la Vâlcea m-a ajutat și mi-a montat punțile de Y60. Dar, atenție, okay, este foarte important și îl invit pe Marius să filmeze. A filmat. Este o punte de Y60 întoarsă, pentru că diferențialul la mine este pe partea stângă, pe față. Și atunci a trebuit să iau o punte de Y60, să-i tai lateralele, să-i întorc puntea, să-i fac prinderi pe masă de sudură. Se face. Făcută profesional. Se face, da, normal, da. Trebuie să ai cu cine. Exact, de asta e magic, Larry. Și asta trebuie să înțelegeți voi. Un lucru foarte important pe care și Marius l-a înțeles. Nu e atât de simplu să-ți faci mașini de genul ăsta, pentru că este foarte greu să găsești niște oameni serioși, cu dorință de muncă și să și știe cât de cât, că nu mai pun și știința. Măcar să fie ei cu dorință de muncă, știi? Și e greu, e foarte greu. Dar este posibil, da, e realizabil, poate, e un element important pentru cunoscători, ei știu ce înseamnă. Puntea de patrol, în mod obișnuit, este cu ieșire din cutia de transfer pe partea pasagerului, să spunem, da? Acum dreapta, stânga. Da, că e, depinde unde e volanul. Corect, deci pe partea pasagerului, da? Și la mine lucrul acesta a trebuit să fie modificat profesional și așa cum trebuie. Am folosit brațe originale, brațele, nu știu cum se numesc, tendoanele alea. Sunt originale de patrol. Da. Amortizoare și arcuri. Cred că tot patrol. Ok. Dar nu ai modificat ceva la prinderea de sus sau așa, adică nu? Prinderea de sus este cea originală Aro, în schimb pe puntea s-a făcut pe puntea acolo. Să-ți facă și ție la Jeep. Că e pe dreapta, e cât fugea. A trebuit construită prinderea pentru amortizor și pentru arc pe punte. Este clar construită și ține de lateral, că mie îmi place designul ăsta cu ușile și partea asta din spate, e adusă, puntea vine foarte în spate, unghi de atac, ești nebun, te urci pe perete cu spatele, nu? Asta a fost și ideea mea, aș fi dorit să am și pe față un unghi de atac mult mai pe spate, ce unghi de degajare, mă. Da, iartă-mă pe mine. Așa? Mi-aș fi dorit și pe față să am un unghi de atac mai potrivit, dar atât s-a putut. Da, gata, s-a putut. Asta am făcut ce am putut. Aproape în botiș, bun. Era mai frumos să fie mai mult dacă se putea. Da, nu. Da, atât am făcut așa. Da, ok. Cu ce să începem? Hai să începem de jos. De jos, pragurile sunt tăiate, decupate, tăiată zona de prag și băgat înăuntru un profil rectangular, o țeavă pătrată. Da. Groasă în carne, nu știu, 3-4 mm, sudată și în felul ăsta zona de aici este ranforsată, okay, da, și conferă rigiditate întregii caroserii, plus suport pentru a trece peste bușteni, rock slidere okay integrate, plus zona asta de degajare, pragul ăsta extins ca să te depărtezi un pic de copaci, de bolovani, de stânci, de ceea ce nu e. Cred că frumusețea asta constă să mai sunt oameni care își lasă, acum am văzut că e o nouă modă și se promovează foarte tare în afară, să-ți lași înduiturile pe mașină. Da, lucru care pe mine mă deranjează teribil. Să nu faceți asta, să veniți la serviciu să vi le reparați. Da, știi? Și își lasă amintiri. Amintiri. Despre ușă, o ușă a cărei formă
Mie mi-a plăcut să o decupez în felul ăsta și să-i, da, să-i pun deschidere aici, tocmai că... Pă, Aro, da? E, Aro? Da, mă, haide, mă, că vezi că vin ușile aici de mult țiplă, nu vin așa. Nici la multe daci nu vin așa, știi ce zic? Să-i pun acest sistem de deschidere cu mecanismul original, dar montat aici. Da, da, e cu... Se încuie, adică... Da. Am și alarmă cu... Așa, bun, da. Ușile tăiate, decupate, da. Tocmai să poți să ieși pe geam, să vezi, să faci cu mâna, să dai bine în poze, deci da. Da, nu, mie îmi plac. Așa. Așa. Un roll cage exterior, aici nu e conform specificațiilor sau cerințelor din regulamentul campionatului național de off-road, dar are scopul să mă protejeze în primul rând pe mine, un roll cage pentru orice mașină care dorește să părăsească șoseaua, eu cred că este ceva obligatoriu. Chiar și, de chiar și când vorbim de, să nu, da, și de siguranță. Da, plimbările noastre la Caterinca. Exact. Da. Se pot întâmpla nenorociri. Așa că recomand ori și cui să apeleze la un constructor specializat care știe ce face, cum să-l gândească, să-l proiecteze și să-l construiască după necesitatea mașinii. Deci ăsta e scopul lui, nu e nici de design, nici de fiță, este de protecție. Ok. Da? Partea din spate aici e și ea modificată, tăiată, adăugată. Partea din spate a fost curtat. Ok. Poate cred că a fost tăiat din șasiu și din caroserie 15-20 de centimetri, din ceea ce a existat o dată un Aro. Da. Am intrat în el acum. Tot să începem din partea de jos, puntea de Y60 cu blocant. I-au fost construite un sistem de brațe, așa numit Forlink, și cu un sistem de amortizoare. Ia vezi, că vine un Jeep, ești nebun. Cu sistem de amortizoare coilover. Taie, că e Jeep. Dacă era Toyota, îl lăsam. Aoleu, e și o Toyota, nu tăia, că e și o Toyota. Mă stropești o zi. Hai, trage, ia stânga, Maxim. Maxim, stânga. Maxim, așa, dă gaz. Nu iese niciodată. Mutarul. Nu, lasă-mă, lasă-mă, face așa. Așa, mai. Așa, acum, dai. Mai dai acum, aia. Drept. Roțile drepte. Mai ia stânga, așa, asta. Merge jeepul, mă, să tot îți iei. Ia uite, ia. Toyota, știi cum e? Se oprește în Aro. Uite-l. E ok, drept. Vezi diferența? Asta e diferența, frate. Salut. Mă gândeam dacă ai rămas tu blocat aici să te înlătiți. Hopa. Îi găsim mai încolo, pe câmp. 100%. Să ne întoarcem la partea din spate. La partea de Forlink ai rămas, link, cum, da. Cum se ține puntea de mașină. A, cum ar veni ăla, spuneam că da, e un Forlink. Un Forlink și un sistem coilover pe care vă invit să-l filmați. Da, l-am filmat. Da, e un coilover oltenesc. Oltenesc, ok. Oltenesc. Povestește da, la cum da. S-a întâmplat asta, adică pe vremea când coilover-le, ce mi-ai spus mie, da, nu existau? Da, coilover-le, ce să spun, vorbim de anii 2010-2011, când piesele de performance, ca să spun așa, pentru competiții sportive în off-road, erau o marfă destul de greu de accesat și nu neapărat ieftină, Și în felul ăsta s-a găsit o soluție în atelierele de la Vâlcea, pe baza unui, cred că un amortizor de camion și două arcuri de matiz, probabil, sau de Ford. Ceva, sau da, cine știe. Ceva de genul ăsta, o flanșă intermediară și s-a construit acest tip de amortizor prezent pe mai multe mașini din campionat la momentul respectiv, deci anii 2011, 2012, 2013, care au funcționat cu succes. Pe mașina mea încă funcționează. Și eu sunt bună treabă, am 7 ani, 8 ani, e bun. Da, și încă merg, încă își fac treaba. De asemenea, a fost obligatoriu, ca să spun așa, montarea rezervorului în benă. Păi e mult mai protejat. Pentru protecție și pentru accesibilitate. Uh-huh. Da, un rezervor auto. Auto, rezervor, habar n-am exact de ce o mașină, model ceva, este, da, nu da, e cu pompă de benzină externă. Un
un Bosch, cred niște că este... Niște fire care nu mai contează, adică da, astea erau probabil de la sonda litrometrică. Care funcționează, care... să știi. Păi sunt fel convins că funcționează, dacă leși firele. E un ongoing project. Project, ongoing da, mă, da, project. Da, mi-e place mașina, deci... când o vinzi, o cumpăr eu. Am zis. Păi gata, diseară o punem pe... Problema pe autovit e că unde o încadrez? Nu mă, frate, o cumpăr eu. A, o cumpăr nu tu, mai trebuie să o pui nicăieri. O cumpăr eu, că vrei să o vinzi, spui mie și eu. Și așa lu răz pe aro, îmi iau aro aici. Faci de râs. Da, nu îl fac de, nu cred că îl fac de râs. Chiar nu cred că îl fac de râs, dar mie îmi place cum arată mașina. Da. Și e, adică e 90% din treabă gata făcută, adică e așa, știi, nu da, mai ținut, stai tu da, să faci, și eu la să partea sudezi, asta de... să te complici, să te da. Duci, să te nu știu ce, știi? O iei, dai banul pe ea, te duci, te distrezi, s-a stricat, repari, mai dai, mai dai reparații în valoarea aia de 3 ori și... Noi avem și o parte de material Q&A în care n-am vorbit de interior, te rog. Suntem la interior. În cap? For racing use only. Stau țiplă. E măsura mea. Îți jur că e măsura mea mașina asta. Mă, uite-te cum intră viteză, zici nebun. Bă, e treabă. Da, da, mi se pare tare. Zine de interior. Mai pe interior nu cred că are ceva... Are footrest, ești nebun? Din are, fier dur pe care se trebuie. Scurge noroiul și, știi, scuipi. E mașină de bărbat, adevărat. Miroase cum miroase. Miroase a ulei, a benzină. Miroase bine. Eu când mă întorc în casă, nevastă mi-a zice, iar ai fost în aro. A, da, și e la mine cu Silvia, noroc că nu mai folosesc. Ai fost cu Silvia, păi miroase. A fost, ce divers, ce se face. Bun, deci la interior avem două scaune sport. Două scaune de competiție. M-am avut cu eco aici, știi? Știi că se aude, se aude așa, tablă goală. Două scaune de competiții sportive, brand acela ultra cunoscut. Centuri în patru puncte. Sunt. Uită-te cu atenție, o să le găsești. Da, sunt aici. Sta acolo, arată. Sunt, aici. Sunt prezente, două, un albastru, un aruș. Niște cabluri, ce s-a stămă, de troliu? De troliu, da. Ai troliu. Avut troliu aici în mașină? Păi este, proiectul. Unde? E dacă troliu... ziceai că ești un troliu aici și mă uit după ce găseam, mă duceam dreacu, ești prost. Troliul în spatele scaunului din dreapta este locul lui, cum locul ar veni? Da, locul lui. Ok. Da. A, și este pe acolo este și pe acolo. Acolo și, da. Nu, exact în spatele scaunului stă. Ok. În spate nu mai este, doar spre față. Nu trebuie ca să da, frumos. Da. Cu două schimbătoare, ai buton de ștergătoare, de lumini, de ventilație. Da, și ceasuri un mini voltaj, exact. Turometru, temperatura apei și presiune de ulei, că da. E jale. Contact general și buton, pornire la buton, frate. Ce e asta, mă, frate? Păi, ăsta este contactul general. Aha, ok, am asta zis eu că e contact general. Ăsta este contactul general, okay. E important pe orice mașină, da. De competiții sportive. Eu spun că mie mi s-a întâmplat să mă răstorn și să curgă benzina din rezervor peste noi. De-aia este importantă și, na, ăsta, contactul da. Normal, să fie pe liber, e pe liber, e ok. Nu pot să-i dau cheie, că mi-o ia din mână, vorba aia, așa, dă-i. Am buton. Tu ți-ai pus buton că tot îți făcea, știi, luxație la încheietură, știi? Băi, mi-a cheia din mână, mi-a cheia din mână, mi-a... E țiplă, om. E, da, e. E țiplă. Mi se pare Mad Max așa, e de bun, e tare rău. Are servo, mă? Are servo, mă? N-are servo, nu? Mai pus servo. Are servo, mă? Da, un servo, frână, servo direcție. Este... o mașină absolut, are ștergătoare, dimineața le-am luat. Ia uite. Dă-te, dracu, stai că moare relantiu. Băi, nu pot să cred, da mă, e ce trebuie. Da, o merg. Oh, cred că a intrat senzorul, mă. Da, mi se pare tare, frate. Vă spuneam că avem și un material Q&A în care noi citim întrebările voastre puse pe contul nostru de Instagram de la Stax TV. Avem trei întrebări pe care le punem lui Vetu și le lăsăm pe YouTube-ul de oameni normali. Și restul de întrebări, ce ai făcut? Păi, să ne auzim da. Și noi că și deja. Restul de întrebări, și restul de întrebări le veți vedea în continuare pe Patreon. Dacă vreți, vă abonați acolo, 2, 3, 4, 5 dolari pe lună și nu-i simțiți. Un fel de abonament la Vodafone, dar doar că e la Daniel și la Marius. Puteți să puneți și întrebări pe Patreon, puteți să vă și răspundem atât când ne pricepem. Și acum vom vedea materialul Q&A filmat de data asta în mașină, în mers, pe câmp. Prima întrebare venită pe contul de Instagram, din cele trei pe care le vedeți voi pe YouTube, restul ne distrăm pe Patreon. De ce a ales să-i taie caroseria și nu l-a lăsat cu caroseria stock?
Da. Răspunsul e simplu, dar trebuie să vină de la tine. Răspunsul, nu știu, probabil că caroseria stock era o altă mașină, un alt Taro. Așa este personalizată, este okay. Sentimentul că e diferită și în acord cu ceea ce mi-am dorit eu. Așa am vizualizat eu, așa am văzut eu forma asta. Așa nu e creația mea, e inspirată din multe modele disponibile pe filme, pe YouTube, pe Instagram, pe unde vreți voi. Deci nu e o idee originală, nu mi-asum acest lucru. Dar bineînțeles și din punct de vedere tehnic în spate ajută foarte mult la unghiul de degajare. Ok. Întreabă cineva dacă Aro vine cu punte rigidă de față din fabrică. Niciodată. Niciodată. Nu a existat Aro cu punte rigidă. Există un model de Aro utilitar, Macara, cu punte rigidă pe față, dar nu este punte tractoare, este doar punte de sprijin și a fost un model special. Okay. Asta așa, ca să înțelegi că știu și un pic de istorie Aro. Na, nu sunt eu cel mai mare fan al mărcii, dar... Întreabă aici un băiat, Darius, pe numele lui, ce te leagă de mașină? Eu aș fi spus că centura, dar nu e cazul de data asta. Troliu, da. Troliu. Ce te leagă de mașină? Asta întreabă. Flavius, Flavius, salut Flavius. Sau Darius. Darius, Darius. Darius. Darius, e bună întrebarea asta. De mașină mă leagă copilăria. Tatăl meu a avut un 243 de culoare verde armată, o mașină care a fost mașina familiei, ca să spun așa, pentru 10-12 ani de zile. Ne-a dus la mare, ne-a dus la munte, am construit o casă cu mașina aia și a fost una dintre mașinile alături de o Dacia 1310 pe care am învățat să conduc, da. Și pe care o furam de acasă, mă duc să conduc fără permis la o vârstă mică. Făceam toți, cum făceam toți de altfel, da, da, da. Bun. Dar eu făceam cu Aro. Da? Băi, Aro, cum să spun eu, a fost o mașină care nu era la îndemâna oamenilor așa de rând. Adică nu știu orice om Aro pe vremuri. Mașinile, 90% din producția de Aro era pentru export. Adică nu construiau pentru România. Bun, acum să trecem mai departe. Eu vă mulțumesc că ne-ați urmărit și că... Vi se pare interesant proiectul? Noi o să continuăm cu întrebările mai departe pe Patreon. Dacă vi se pare mișto ceea ce facem noi aici, dați și voi share, like și subscribe. Nu mișto, frumos, că așa mă ceartă Alexandra tot timpul. Mai ce mișto, că se învață copilul prost. Le mulțumim partenerilor și urâm pe oamenii care lasă piese de mașini pe câmp și gunoaie și așa mai departe. Dar asta e o altă discuție. Eu rămân aici cu Cristi pentru Patreon, cu restul de întrebări. Pe voi vă salut și ne vedem în următorul episod.